tatăl care își ținea copilul în brațe, ceva ce e de groază. Da, nu e ca ceva la un ăsta. Ce-i cu craca asta care a căzut? Trebuia tăiată mai de mult? Nu știu, nu comentez, nu știu. Nu sunt acolo. Este inspectoratul. Așa. Este șef sectorul de fișare, brigada de fișare, care trebuie să-i la control întrebări. Asta e. Atât. Mai mult eu n-am ce discut. Am lucrat toată noaptea înainte de asta, am avut multe avarii. Nu este un caz separat. Adică aceste pericole pe noi ne pasc la tot pasul în Chișinău. Sâmbătă 14 mai, un copil de nici 2 ani și-a pierdut viața în parcul Alunelul din capitală, după ce o cracă a căzut peste tricicleta în care se afla. Scena e groaznic, că nici nu vă pot spune. Eu deja nu pot să-mi revin câta zi de la cele văzute, dar nici nu pot să-mi imaginez să mă pun în locul părinților. Pentru că venind într-o zi de sâmbătă, însorită, în parcul copilul, cred că este ultimul lucru la care te aștepți. Nici nu pot să previi așa ceva. E pur și simplu catastrofic groaznic. Tatăl care își ținea copilul în brațe, ceva ce e de groază. Cu o zi înainte, vântul a suflat puternic în capitală. Plopul canadian din care a căzut creanga uriașă nu a fost curățat, așa încât să fi fost evitată această tragedie. În urma acestui caz, Primăria Chișinău și Ministerul Mediului s-au angajat într-un ping-pong al acuzațiilor reciproce. Există o problemă de birocrație. O solicitare de defrișare poate să fie examinată și 2, și 3 luni, și 4 luni, și 5 luni, ceea ce reprezintă o problemă destul de gravă. Când este nevoie de intervenții urgente, autoritatea publică locală nu are instrumente necesare la dispoziție pentru a interveni urgent, deoarece birocrația creează anumite impedimente. Nu putem învinovăți pe nimeni. Este anchetă, este un caz, vă spun, destul de complicat, cu tentă de forță majoră, dar vă spun că din punct de vedere a autorizațiilor și documentelor eliberate, era destul timp de a interveni. Deci din ianuarie până în mai, acest arbore poate putea fi înlăturat, fără autorizație, cu informarea ulterioară a organelor de mediu. Deci există și altă posibilitate de a efectua aceste lucrări. Dar vă spun că era necesar să fie constatată o situație de urgență. Când a fost furtuna de ună seara, fiica mea, întorcându-se acasă în parc, exact în fața, în parcul de pe strada Dumitru Rușcanu, sectorul Rușcani, da, a căzut o buturugă exact ca cea din parcul Alunelului, fix în fața ei. Da. Un pas s-a salvat-o. Nu este un caz separat. Adică aceste pericole pe noi ne pasc la tot pasul în Chișinău. Soția mea, care din păcate azi n-a reușit să vină la protest, a fost 5 metri de la întâmplarea asta, cu nepotul meu. Deci fix 5 metri. Strașnic, într-adevăr e strașnic, mai ales când ieși cu copii afară și nu știi ce să faci. Se întoarce înapoi sau nu se întoarce. Stați acum mai departe de copaci? Da. Până acum a plătit cu funcția doar șeful de la Spații Verzi, Serghei Carp. Nu este primul caz în Chișinău când oamenii mor striviți de copaci. Ziarul de gardă vă prezintă verigile slabe dintr-un lanț al birocrației și indiferenței care s-a soldat cu moartea unui copil într-o zi senină de primăvară. În vara anului 2016, în curtea unui bloc de pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al capitalei, un copac a căzut peste o femeie care a decedat pe loc din cauza traumelor. Pentru acest deces însă nu a mai ajuns să răspundă nimeni. Șeful sectorului Buiucani al Asociației Spații Verzi, Gheorghe Cojocaru, a fost învinuit și judecat pentru neglijență în serviciu, soldată cu decesul unei persoane. Prima instanță l-a condamnat la 3 ani de închisoare. Curtea de apel însă l-a achitat pe motiv că factorii climaterici, precum vântul puternic și ploaia, ar fi provocat căderea copacului. Totodată se invocă faptul că Gheorghe Cojocaru nu a semnat fișa de post, astfel încât
nu i-au fost aduse la cunoștință atribuțiile sale de serviciu. Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia instanței de apel după ce partea vătămată, mama femeii decedate, și-a retras recursul, iar recursul procurorului a fost respins. Cojocaru a revenit în funcție, conduce și în prezent spațiile verzi de la Buiucani și își declină orice vină în cazul din parcul Alunelul. Eu sunt responsabil de sector, dar ce ține de difrișeri cu turnurile, copaci mari, la moment eu nu sunt responsabil de 2-3 ani de zile. Din martie, de la 1 martie 2019. Asta e. Dar cine e responsabil? Este inspectoratul. Așa. Este șef sectorul de fișare, brigada de fișare, care trebuie să-i la control întrebările. Asta e. Atât. Mai mult eu n-am ce discuta. Da, spuneți, vă rog, chiar dumneavoastră ați fost judecat anterior pentru, să zicem, un caz similar. Eu nu vreau să mă întorc la cazul ăsta. Eu am câștigat cazul, am dat statul în judecată și mi s-a făcut recompensă. Nu vă spun cât, dar asta e. La revedere. Nu vreau să mă discut în mare. Noi n-avem nevoie de comentarii. Dar sunteți de aici, de pe sector sau din alt sector? Noi n-avem maestru. Dacă ești maestru, acolo duci. Unde-i maestru? Bună ziua, cer scuze. Dumneavoastră sunteți maestru la, aici, la echipa asta, da? Dar ce cu craca asta care a căzut? Trebuia tăiată mai de mult? Nu știu, nu comentez, nu știu. Nu stau acolo. Dați... cerut să o tăiați? Ce ați făcut, iată, în privința faptului? În privința copacilor ăștia, plopii ăștia? Este document la care noi lucrăm cu... Ce arată conform, documentul? Conform actului. Uh-huh. Și ce spune documentul ăsta? Ce spune? Copaci care sunt la defșare și la curățenie. Dar copacul ăsta, din câte am înțeles, trebuia mai de mult curățat. Posibil. De ce nu s-a făcut? Nu, târziu s-a dat autorizația. E la sfârșitul lunii ianuarie s-a dat autorizația. Vă veți depune demisia așa cum a cerut primarul? Dar eu nu sunt... Eu sunt maestru, nu sunt... Eu sunt maestru, nu sunt șeful. Dar maestrul ăsta ce înseamnă? Responsabil pe tot sectorul ăsta, pe tot partea ăsta, sau ce înseamnă? Tot sectorul Buiucani. Noi am lucrat toate, toată noaptea, înainte de asta am avut multe avarii și pe parcursul a doua zi, tot așa și ieri inclusiv. În urma furtunii și aia care a fost. Uh-huh. Și atunci, tot timpul așa când avem furtuni și calamități naturale, da. Uh-huh. Cad și arbori verzi, părere rău. Arborele respectiv era verde, era... sau ce cu ea? Era verde. Adio, raguri uscați. Noi suntem de la ziarul de gardă. Vrem să discutăm cu cineva din administrație. Dar nu este nimeni, doamnă, din păcate. Andrei Grafov, care până nu demult a fost director adjunct pe domeniul de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, exercită interimatul funcției de șef al Asociației Spații Verzi după demiterea lui Serghei Carp. Plopul ăla, el era în lista aceea de... Nu vă pot da detaliile, pentru că se interpretează foarte subiectiv. Noi deja avem atât un val de critici, că eu nu vă pot da. O să fie un raport final, o să dai toate detaliile, cine se face vinovat, în urma la cărui intervenții, neintervenții și tot așa mai departe. Nu vă supărați, dar asta e situația. Da, până la urmă de situația cu arborii în oraș, și dumneavoastră erați director adjunct pe domeniul ăla. Eu sunt adjunct. Da, adică ăsta era domeniul dumneavoastră în cadrul spații verzi. Da. Da, era în subdiviziune. Responsabil pe cazul ăsta? Pe toate cazurile ne simțim responsabili, dar urmează să expună organele de drept cine se face vinovat.
Deși în 2017 a fost achiziționat un utilaj modern în valoare de jumătate de milion de lei, care poate determina gradul de putrefacție al arborilor, acesta nu ar fi util și în cazul ramurilor, a precizat directorul interimar al spațiilor verzi, Andrei Grafov, într-un răspuns oferit în scris pentru ziarul de gardă. Secția aceasta se ocupă cu examinarea stăționitară a arborilor. Și ce înseamnă asta? Mai departe, cu examinarea stărilor. Mai departe, actele pregătite de secție inspectorat în cadrul spațiilor verzi se înaintează către agenția de mediu, către organul abilitat de mediu, factorul de decizie, care iau decizie. Actul a fost înaintat, decizia a fost eliberată timp de 5 luni și avem ce avem, din păcate. E vorba de plopul respectiv? Da, e vorba de plopul respectiv. În documentul a fost indicată locația, specia, diametru, starea și mai departe. E vorba de 6 plop în total, doar că ei și acum putem să vedem că nu au niciun ram uscat. Unicul ram uscat care era, era la plopul respectiv. Cât durează și eliberarea unei autorizații, dacă legislația ce prevede, o lună, două sau mai puțin? Nu pot acum să vă spun, deci că n-am luat legea cu mine ca să mergem pe lege împreună, să... Asta e lege. Este stabilit în lege termenul. Dacă numai uneori se depășește, dar sunt situații argumentate. Deci nu este o situație în care cumva este o culpă la cuiva sau nedorință. Sunt bariere administrative, da. Inclusiv faptul că nu a fost prezentat un act care corespunde, da? Deci de beneficiar. Potrivit legii regnului vegetal, cererea de eliberare a autorizației pentru tăieri în fundul forestier și în vegetația forestieră din afara fundului forestier se examinează în termen de 20 de zile de la depunerea setului complet de documente. Ziarul de gardă a solicitat o explicație din partea Agenției de Mediu, însă într-un răspuns semnat de către directorul adjunct al instituției, Andrei Țarălungă, este citată legislația în vigoare care ar permite în unele cazuri depășirea termenului, dar nu se explică exact de ce a durat 5 luni eliberarea autorizației pentru parcul Alunelul. Nici telefonic Andrei Țarălungă nu a lămurit motivul pentru care a fost depășit termenul legal de 20 de zile pentru eliberarea autorizației. A durat, de acord. Da, de ce? Puteți să-mi spuneți? Nu pot să vă spun, pentru că eu sunt recent numit în funcție și perioada respectivă nu o cunosc. Apoi, de ce nu mi-a răspuns cineva care știe și dumneavoastră care nu cunoaște? Bun, la etapa dată deja e un subiect epuizat din punctul meu de vedere. Pentru că ce a fost în trecut nu contează mai mult ca atât. Nici nu are, nu știu cum să-i spun, nu are importanță, nu influențează cu nimic cazul, da. În general, autorizația pentru tăieri se eliberează sau termenul de valabilitate este de un an de zile. Totodată, reprezentantul Agenției de Mediu nu a dorit să precizeze dacă se afla sau nu plopul din care a căzut creanga respectivă în lista pentru tăieri întocmită de întreprinderea municipală Spații Verzi. Dacă nu este copacul respectiv, înseamnă că ei nu au solicitat. Și trebuiau probabil să o facă, asta iarăși va fi stabilit în cadrul procesului penal, dar dacă a fost autorizat, se va verifica, s-a efectuat sau nu s-au efectuat lucrările. Un aspect despre care Primăria Municipiului Chișinău a preferat să nu amintească în comunicările publice despre moartea copilului de nici 2 ani este faptul că parcul Alunelul, de curând renovat, nu a fost dat în exploatare. Cu toate acestea, parcul a fost inaugurat în mai 2021, iar la festivitate a participat și primarul capitalei Ion Ceban. Mai avem de lucru aici, pe unele zone, dar vom finaliza aceste lucruri în cel mai scurt timp. Dar de ce parcul totuși a fost inaugurat? A fost o festivitate în mai 2021. A fost deschisă după finalizarea lucrărilor, dar de ce nu s-au dus la capăt toate documentele? Asta e altă întrebare. Lucrările au fost finalizate. Și asta înseamnă că, adică e posibil să fie deschis pentru public parcul, nu e problemă dacă e deschis. Mai sunt acolo nuanțe, dar o să le clarificăm în timp ce zic între domnul pretor, toate documentele astea să fac cunoștință și să vadă care e situația după ce s-a dus subiectul pretor.
Pretura a fost beneficiarul lucrărilor, cum fost în dispoziție primarului general. La ora actuală, contractul este încheiat, ori ultimele plăți au fost făcute abia până martie curent. Contractul expiră, a fost contract multianual, contractul expiră la 30 iunie anul curent. Da, pentru că nu-i dat în exploatare parcul acolo, trebuie permis sau nu trebuie permis accesul oamenilor? Cum să nu fie dacă lucrurile au fost finalizate? În zilele care au urmat după tragicul accident, lucrătorii de la Spații Verzi s-au apucat de defrișări și curățat copaci, inclusiv pe vânt puternic, fiind mobilizați și angajații din alte sectoare. Sculeancă, cine e aici? Sectorul Sculeancă, Buricani, cum da. Se la cine? Noi suntem Plăciocana, adică la ajutoră. Ia că te-i bolă, ia că e plin colghini, ia că e miere, dacă poftim. Este și miere? Ia uite, nu ați vezi că... Dar de ce abia acum iată să intervine? E o zi cu vânt. Nu, dar trebuie să facem, că vedeți că e pericol vânturile astea. Echipa noastră a mers prin mai multe parcuri din capitală, unde a surprins zeci de arbori uscați sau crengi uscate, care pun în pericol trecătorii. În parcul Valea Morilor am întâlnit un muncitor de la Spații Verzi care marcase cu vopsea albastră mai mulți copaci pentru a fi tăiați sau curățați. El a mărturisit că face parte din echipa de curățenie, dar a fost chemat de urgență la marcat copacii din lipsă de personal. Tot e curată, nu-i parcă tot. De că noi, de exemplu, mai încolo, chiar am fost și am filmat un copac, e dărâmat, practic, piste cărare și se sprijină un alt copac care e mai subțire decât copacul acela dărâmat. Încolo mai da, 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 drept încolo la, nu știu, încolo mai puțin de un kilometru. Nu, chiar drept înainte. Dacă vreți, mergem și vă-l arătăm. Mergem? Haideți. Nu era până acum așa? Și de când, credeți? Aici a fost unul, dar aici a fost aici din doi. De la noi, că vedeți un crac aici a fost subtecut așa, dumneavoastră. Procuratura municipală a inițiat o cauză penală pe faptul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către persoane publice a obligațiilor de serviciu care a cauzat decesul unei persoane. Până acum au fost audiați mai mulți martori oculari, dar niciun factor de decizie. Urmărirea penală este în plină desfășurare. La moment se fac acțiuni de urmărire penală în scopul stabilirii cadrului normativ care urmea fie respectat și nu a fost respectat și legătura cauzală dintre acțiunile virgulă, inacțiunile, factorul de decizie și consecințele care s-au produs. Însemnăm prin lateral care îl ocupa și însemnăm care prezintă pericol pentru oameni, care sunt bătrâni și trebuie de fișat. Câți ați marcat până acum? Cam câți văd aici? 1, 2? Mulți. Dar până acum de ce nu s-au marcat? Și abia acum s-au decis. Doamne, mă tăi înțelegi că aici e Moldova, aici la noi e Moldova, la noi din tâi... Îmi struiesc casă să putai copacul.